De câte ori vi s-a întâmplat să nu găsiți un loc liber de parcare la supermarket sau chiar în cartierul în care locuiți, însă în jurul dumneavoastră erau mai multe mașini expuse spre vânzare? Această problemă este tot mai des întâlnită în municipiul Târgoviște și a ajuns în atenția autorităților locale. În următoarea ședință ordinară de Consiliul Local se vor stabili cu exactitate măsurile prin care mașinile expuse spre vânzare vor dispărea din parcările publice. Am luat și eu act cu surprindere de, aș putea spune, neseriozitatea unor concetățeni de-ai noștri care aleg să ocupe locurile de parcare ale celorlalți cetățeni posesori de automobile cu multe, chiar foarte multe mașini expuse spre vânzare. După cum știți, încă de acum 2 ani, anual, Consiliul Local ia o hotărâre prin care se dispune ridicarea acestora pentru a nu ocupa pentru o perioadă mai mare de 24 de ore un anumit loc de parcare. Drept pentru care o să supun Consiliului Local, în prima ședință ordinară, mai precis cea a lunii martie, aprobarea acestui amendament privind ridicarea tuturor mașinilor care sunt oferite spre vânzare în locuri publice, în parcări amenajate pentru toți cei care folosesc automobile și se folosesc de ele și a nu face, dacă vreți, un lucru care este impropriu oricărei societăți civilizate. Cei care doresc să își vândă mașina pot face acest lucru în locurile special amenajate și în cele private, nu în parcările publice. În mod normal, o mașină nu poate ocupa un loc de parcare mai mult de 24 de ore. Există locații private, există locații aflate la marginea orașului unde se pot expune foarte simplu aceste automobile. Vă asigur că în cel mai scurt timp nu vor mai exista astfel de mașini expuse spre vânzare care rămân în acele locuri cu săptămânile sau poate chiar și cu lunile, ocupând locurile de parcare ale celorlalți. Mașinile expuse spre vânzare în parcările publice vor fi ridicate, iar cei care le vor revendica vor trebui să suporte toate costurile acestei proceduri. Bineînțeles că vor fi sancționați cu costul sau cu contravaloarea acestei ridicări, ducerii în locul special amenajat la ITT și cu celelalte costuri suplimentare. Vă asigur că nu e nici de cum o taxă modică.